Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi voi încerca să fac o farsă, pentru că foarte, foarte mulți dintre voi mi-ați spus: Bogdan, te-ai lăsat de farse, Bogdan, nu mai faci farse, Bogdan, de ce nu mai faci farse? Ei bine, astăzi voi încerca să fac o nouă farsă, așa că v-aș ruga tare mult să apăsați acolo butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest clip, pentru că ați văzut, eu țin cont de părerile voastre și vreau să mă susțineți și voi cu like-ul vostru, să strângem cât mai multe like-uri la acest clip. Îi voi face o farsă lui Alex. Haideți să vă explic așa în mare despre ce este vorba. Ok, am aici un șarpe, după cum puteți observa, este foarte micuț, însă asta este foarte bine. Și am aici, după cum puteți vedea, castraveți. Am 6 castraveți. Probabil vă întrebați ce treabă are șarpele cu acești castraveți. Ei bine, castraveții ăștia o să mă ajute foarte, foarte mult. Bun, voi lua un castravete, de exact pe ăsta o să-l iau, pentru că este perfect. Și voi da o gaură prin acest castravete, ceva de genul ăsta, așa, dintr-o parte în alta, și voi încerca să bag acest șarpe în castravete. Bun, iar eu i-am spus lui Alex mai pe seară să vină la mine, pentru că am de filmat un challenge, dacă vrea să mă ajute, și a zis că da, ok, o să vin. Bun, challenge-ul va fi în felul următor. Eu o să am 3 castraveți, el o să aibă 3. O să-i spun că trebuie să mâncăm acești 3 castraveți în timp de 1 minut, ceea ce e aproape imposibil să faci chestia asta, și să vedem cine termină primul, acela va ieși câștigător. Bineînțeles că el va avea într-unul din castraveți acel șarpe băgat, iar atunci când va mușca din el, va rămâne cu șarpele în gură, va mușca din șarpe, ca să zic așa. Și o să vedem cum reacționează când se va trezi cu un șarpe în gură. Ok, acum a ajuns și Alex la mine. Și ce trebuie să facem cu ăsta? N-am înțeles. Stai așa, deci fii atent. Avem 6 castraveți, am desfăcut eu deja 2, am 2 aici. Va trebui să mâncăm un castravete într-un minut. Dacă termini unul și mai ai timp, poți să iei încă unul, înțelegi? Să-l mănânci. Așa, împărțim 3 cu 3. Dăm drumul la cronometru ceva, nu? Da, am aici telefonul. Am aici telefonul cu mine, îi dăm drumul. Deci l-ai pe ăsta, l-am și eu pe ăsta. Și mai desfă unul, poate îl termin. Da, desfă și tu unul ca să-l ai acolo. Începem întâi cu ăsta, da? Care le-am pus, da, eu aici. Bă, fii atent, stai că am uitat să zic. Cine pierde, va trebui să facă o provocare. Cine pierde, va trebui să își scrie cu markerul pe frunte prost și să se ducă la magazin așa. Ok? Scris prost, da, în frunte? Da. Păi da, frate, ca să ai pentru ce să tragi. Că așa, dacă zic că cine pierde, da, își faci un X pe mână. Te doare undeva, mai mănânci ăsta? Nu, lași, da, pe ăla să câștigi, nu? Adică dacă pierzi, ce e un X pe mână? Așa ți fie ceva ca să ai pentru ce să bași tare, știi? Da. Înțelegi? Da, stai să dau ăsta pe silent. La 3, 2, 1 am apăsat start. Da. Ok? Da. 3, 2, 1 și... Nu! Șarpe cu ai! Bă, dar mi-a stat inima, ești prost? Ați făcut inima! Te dracu de bou! Doamne, ferește! Bă, dar mi-a stat inima, deci pe moment mi-a stat inima, ești prost? L-am văzut că iese ceva din el, ce-a mișcat. Păi, deci, te mai vezi seama că ți-ar fi la față. Bă, m-am blocat, du-te dracu de bou! Păi și acum ce facem? Nu mai mâncăm? Nu, asta a fost o farsă, atâta. A băgat... Doamne... Mamă, și acum am bat inima, ești nebun? Mamă... Băi, am scris inima, serios, mi-e frică de prostii din astea. Dar e bun? Adică ce? Mai găsesc vreo ceva? Nu mai e nimic, ești nebun. Sigur nu mai e nimic. Uite, mai e aici o grămadă, castraveți pe pat. Bă, vezi, mai e unul acolo. Nu mai e, mă, frate, nimic. Sincer, te așteptai acum fără niciun mișto. Nu ne dracu. Doamne, ferește. Ok, mă, fraților, dacă v-a plăcut această farsă, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share pe Facebook, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Da, nu știu ce să zic. Sper că v-a plăcut ideea mea, dar ce faci? Deci omul... Stai aici, mă. Ți-i rău? Nu, dar mă speriat. Stai, termin clipul, măcar te întinzi după aia, că așa e frumos. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Marius Bogdan, să mă urmăriți și pe Facebook la Bogdan Iordache. Cam atât cu clipul acesta. Cu voi astăzi a fost Bogdan și Alex și, bineînțeles, șarpe... Șarpălău. Nu, ăsta e un pui de șarpe. Iar noi o să ne revedem, bineînțeles, la următorul video. Pa! We'll be right back.